Retim împreună cu Adi Timiș demarează o nouă campanie de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase din zona 1 rural a județului Timiș. Campania are loc în perioada 1-30 iulie în localitățile Bucovăț, Parța, Variaș, Sân Andrei, Săcălaz, Șandra, Ecea Mare, Mașloc, Pișchia, Fibiș, Cărpiniș, Cenei, Checea, Foeni, Otelec, Uivar, Dudeștinoi, Noi, cu Mic, Sat Chinez, Biled, Giulvăz și Nou. Cetățenii pot depune prin aport voluntar și gratuit deșeurile voluminoase în containerele special puse la dispoziție în punctele de colectare. În cadrul acestei campanii se pot preda mobilier, covoare, carpete, canapele, paturi, lustre, tablouri, obiecte sanitare, căzi, vase de toaletă, robineți, cabinete de duș, chiuvete, bideuri, rezervoare de apă pentru vase de toaletă, saltele, oale, ceasuri, perdele, draperii, dulapuri de baie, calorifere din fontă, calorifere din aluminiu, uși, tocuri de uși și tocuri de geamuri. În cadrul acestei campanii nu se preiau alte categorii de deșeuri.